Salariul mediu brut în România este de 6443 de lei, în timp ce salariul minim brut este de 2550 de lei. Așadar, prin directiva europeană, salariul minim brut în România ar putea ajunge la 3200 de lei brut, deci puțin peste 2000 de lei net. Conform știri de Cluj.ro, eurodeputatul reper Dragoș Păzlaru crede că directiva privind salariul minim european va duce la o creștere de peste 500 de lei a salariului minim din România. Salariul minim statuează un principiu destul de clar. Dacă muncești, ar trebui să ai suficienții bani ca să ai un trai decent. Prin urmare, salariul minim european este acel salariu care să-ți ajungă să nu mor de foame. Deci trecem de la o decizie arbitrară în care politicienii spun că mai dau 100 de lei la un sistem automat. În România avem aproape 2 milioane de oameni care trăiesc din salariul minim și abia își ducă viața de la o lună la alta. Este important să știe că dacă va exista inflație, deci va fi afectată puterea de cumpărare datorită directivei europene, salariul minim va crește cu rata inflației, iar dacă va exista creștere economică, de asemenea, salariul minim va crește, a declarat pentru News.ro Dragoș Pâzlaru, negociatorul din partea Parlamentului European pe directiva privind salariul minim. Ținta pe care o avem în directivă este ca salariul minim să fie 50% din salariul mediu brut. Așadar, salariul minim european ar trebui să aducă o creștere de cel puțin 500 și ceva de lei salariului minim național. Evident, a avea o astfel de creștere dintr-o dată ar fi fie o dificultate destul de mare, dar a avea o înțelegere clară de a pune niște indicatori care să permită ajustarea în sensul de a recupera între salariul mediu și salariul minim, mi se pare un lucru care se poate face. În doi ani de zile, guvernele ar trebui să transpună directiva europeană la nivel național, susține Pâslaru. Jumătate din statele membre ale Uniunii Europene au salarii minime brute sub 1000 de euro. Bulgaria, România, Grecia și Portugalia. În Slovenia și Spania, salariile minime depășesc ușor 1000 de euro pe lună. Numai șase state, membre UE, toate din zona de vest, au salarii minime de peste 1500 de euro pe lună. Franța, Germania, Belgia, Olanda, Irlanda și Luxemburg. Alte șase țări europene lasă piața să regleze lefurile și nu au deloc salariu minim. Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia. Relatează știri de Cluj.ro.